Și așa cum v-am promis, o să discutăm despre partea economică, cel puțin în prima parte a emisiunii. Vreau să vorbim despre inflație, pentru că a scăzut pentru a cincea oară consecutiv, însă și așa avem cea mai mare rată a inflației din Europa. Sunt cele mai recente date ale autorităților. În țări precum Belgia sau Croația, inflația nu depășește pragul de 5%. În aceste condiții, țara noastră are cel mai scăzut nivel de trai, iar România abia fac față scumpirilor în lanț. Se pare că s-ar fi și luat decizii în cea de-a doua ședință de coaliție, cea de astăzi, legat de data alegerilor. Una dintre ele ar putea să fie inclusiv pe 15 septembrie pentru primul calculare. Înțeleg că au crescut prețurile, au făcut o acțiune tip cartel acolo. Despre ce este vorba o să vedem imediat. Avem inclusiv declarația fostului ministru Marius Budăi și declarația fostei șefe de case de pensii, doamna Pârcălabu. O să vedeți ce spun despre asta. Și doamna Barcari ne va ajuta să înțelegem ce se întâmplă cu pensiile astea la recalculare, pentru că în continuare știu, dumneavoastră, pensionarii, ne trimiteți mail-uri, ne rugați să vă ajutăm cu acele calcule și să înțelegeți practic ceea ce nu vă spun autoritățile. De la fix o să revenim cu toate informațiile. Este un serviciu contracost. Indiferent. Nu e vina pensionarului. Eu înțeleg istoricul. Înțelegem cu toții ce s-a întâmplat. Documentele au ajuns la niște companii private, asta s-a întâmplat, și așa mai departe. Păi, nu contează. Eu vă spun, ba da, contează, pentru că, de fapt, Consiliul Concurenței asta trebuie să pună la punct. Cei care dețin false, vreau să vedem declarația pe care a făcut-o astăzi la Parchetul General, pentru că a fost din nou acolo, și vreau să vedem și ce s-a întâmplat la 2 ani și jumătate după moartea fulgerătoare a magnatului Dan Petrescu, care s-a prăbușit cu avionul personal în Milano. Ce zic anchetatorii acum, tot după scurtă pauză. Simion a fost prezent din nou la Parchetul General în scandalul semnăturilor false, dar și pentru a-și cere înapoi telefonul, care i-a fost ridicat acum mai bine de 2 săptămâni, fără a-i se oferi explicații. Acesta a declarat că va colabora cu organele de anchetă, deși este sceptic și a acuzat că, citez, ceva este cusut cu ața albă.